Azi am să avem o discuție despre proiectul Bibliotecă pe Marte. Suntem 6 oameni, eu sunt Ștefan. Lângă mine, nu o să-i spun în ordinea care sunt, și alfabetic, ca să nu se supere niciunul. Mihai Alexandru Dincă, scriitor de SF cu Înainte de Neam și Narcopunk, cărțile lui proprii și personale, cu alte povești publicate în reviste online, chitarist într-o trupă de metal și foarte pasionat de astrofizică. După el, cred că Alex Lamba, tot scriitor de SF, ITist în timpul liber, are Arhitecții Speranței și Substoa Ecroului și cele două cărți publicate până în prezent. Și el pasionat de știință. Apoi îl avem pe Adrian Michențianu, ceva mai departe, care a scris Epoca Inocenței și care este foarte, foarte pasionat de tehnologia nouă și de implicațiile ei în viața de zi cu zi. Apoi cred că este Florin Stanciu, care este genetician și tot autor de science fiction, cu volumul Omnium, publicat la Edit în Animira. Și în final, singurul dintre noi care nu este autor de science fiction, domnul Adrian Șonca, astronom, adică singurul om din domeniu care poate să vorbească concret. Nu am cu apa așa. Bun. Ideea a plecat de la faptul că Marte a fost constant o prezență importantă, să numim așa, în istoria umanității. Mereu a reprezentat o bornă în cercetarea spațiului, mai ales în literatura SF, și aici aș aminti pe Andy Weir cu Marțianul, pe Kim Stanley Robinson, pe care l-am sărbătorit acum 2 zile, cu o serie de 3 romane, care se cam leagă de ce vrem să discutăm noi astăzi. Aș vrea să amintesc și de Almanahul Anticipația, Cumpăratul de pe Marte, scris de Alan M. Steele, pentru că asta chiar se leagă foarte bine de subiectul de azi. Și ca să nu mai lungim să vă plictisesc mai mult, o să iau pe cei 5 invitații mei la întrebări și o să încep cu domnul Adrian Șonca. Da. Bun. Ce probleme crezi că ar pune călătoria până pe Marte? Ce ar însemna călătoria spațiului până acolo? Călătoria cu oameni, nu? Călătoria cu oameni. Păi da. Păi cred că ar fi o problemă călătoria neapărat și ce se întâmplă când ajunge acolo și oricum o să fie întrebări și pe tema asta, am văzut. Călătoria nu pune nicio problemă dacă nu vrei să te întorci. Asta e ideea, da? Știți că oamenii de obicei vor să se întoarcă acasă, în viață, știți? Să vorbească cu prietenii, pe drum și înapoi. Și dacă vrei asta, e foarte greu să mergi pe Marte. Pentru că dacă vrei să te întorci pe Pământ, în viață, într-un timp, mă rog, dacă vrei să te întorci, punct, trebuie să aștepți 2 ani pe Marte. N-ai ce să faci. Așa se mișcă planetele, nu construi pe scurtă dură și trebuie neapărat să te duci până acolo, faci între 6 și 8 luni, stai 2 ani liniștit, dacă poți să spui liniștit pe Marte, după aceea te întorci. Tot în 6-7 luni, pentru că dacă pleci înainte, Pământul fuge de tine, nu poți să prinzi, trebuie să prinzi viteze prea mari ca să te gândești să mergi în felul în care mergem noi acum. Deci asta e problemă. Dacă vrei să te întorci, e greu. Dacă te duci și rămâi acolo, e mai simplu. E mai simplu pentru că faci puțin pe drum, cu toate că Marte e o planetă apropiată, e departe și faci doar, v-am zis, până în 8 luni, și după aia vezi ce faci acolo. Deci problema e dacă vrei să te întorci. În spațiu cosmic nu e așa de greu de trăit. Au trăit oameni în spațiu cosmic, nu? Mai mult de 6-7 luni. Dacă îți place, stai așa să plutești, știi, nicio problemă, pe tavan. Mai nasol e că nu o să ajungi acolo pentru că nu o să mai poți nici cum trebuie la început. Și fără să faci un fel de gravitație, nu prea poți să ajungi. De exemplu, eu cred că oamenii, după ce o să ajungă pe Marte, vor să vrea să facă un grătar ceva, știi, ca orice om normal. Care e problema? Problema e după aia, dacă nu poți te miști, nu poți tu să prinzi puiul, găina, știi, n-ai ce să faci. Nu poți să tai un lemn, acolo nu poți să faci, pe bun, e foarte complicat. Dar vrei să sărbătorești într-un fel și nu poți. Trebuie gravitație. Că tot ai vorbit de drumul cu o singură direcție, că nu ne mai întoarce, care ar fi problemele traiului pe Marte? Adică cum, care ar fi problemele de cu apă, cu mâncare? Gravitație. Gravitație. Gravitația e mai simplu, gravitația. Păi, Marte e singura planetă pe care doar te sufoci, știi?
În rest, pe fiecare pe restul este neplăcut să te sufoci. De exemplu, pe Mercur, vara, sunt 400 de grade, te sufoci. E neplăcut, că nu are atmosferă și te sufoci la 400 de grade, vă dați seama. Da? Noaptea iar e frig, pe lună la fel, e o problemă pe Marte. De ce nu vorbim despre biblioteca pe Saturn, știți? Sau pe Pluto, nu? De ce vorbim? Pentru că pe Marte e mai simplu. Vara, la ecuator, s-au măsurat temperaturi de 20 de grade Celsius. 18-20, poți să stai în pantaloni scurți, dar nu e bine că nu are, știți, nu are protecție, atmosfera nu este potrivită ca să oprească cine vine rău de la soare. Și poți să stai liniștit, dar cu o cască pe cap, nu? În tricou, parcă am spus la grătar, vă dați seama, doar că ești bombardat de radiații, de lumină neprietenoasă, de particule subatomice care nu-ți fac bine. Și să trăiești e simplu, problema e cu apă. Dacă vrei apă, găsești la poli foarte multă, știți? E înghețată și este sub un strat de dioxid de carbon. Știi? Te duci până la poli, asta e o problemă, că dacă te duci pe Marte și vrei să-ți fie cald, te duci la ecuator, cât mai aproape de ecuator. Dacă vrei apă, te duci la poli. O problemă, pentru că ai desprăbătut mii de kilometri până la poli și să vii cu o bucată de gheață, îmi dai seama. Erau ghețari și pe la ecuator, sub un strat ăsta de praf, pare. Da, acum, subteran se poate găsi gheață. Noi am studiat la câțiva centimetri cu radar de pe orbită, dar nu pot să garantez că o să găsești da. Acolo, da? Deci dacă vrei să vorbim despre ce găsim acum, la poli găsești apă câte vrei tu. Da? În rest, trebuie să o aduci de acolo, asta e problema. Ce mai vreți pe Marte? Ce mai facem? Nu știu, apă, aer, mai aer. Aude, am uitat la aer. În ziua de azi, oameni sunt pretențioși. Aerul e acolo, știți că e dioxid de carbon și poți să scoți oxigen, nu e o problemă asta. Ai avea aer. Totul este să poți să te duci cu o fabricuță ceva. Nu poți să te duci cu mușcata, știi? Gândiți-vă, pui o mușcată în geam, pac, aia face greu aia, o plată, nu? Și plus că poate fi bombardată de ultraviolete, nu e bine. Deci trebuie să faci aer rapid pentru mulți oameni, eventual, din dioxid de carbon. Și asta nu știu dacă se poate, asta nu mă ce. Apă și aer. Ce ne mai trebuie? Atât. Cufuleți, apă și aer. Și ce mă dă? A, o problemă ar fi așa, de exemplu, dacă te duci pe Marte, tu trebuie să iei mâncare cu tine. Da? Pentru că acolo nu găsești decât nisip, gheață și praf și pietre. Trebuie să iei mâncare cu tine. Și una din problemele care aici eu vă spun și la prima întrebare, este sub ce formă e mâncarea pe Marte, nu? Pentru că dacă trebuie să stai 2 ani pe Marte, 6 luni duși, 6 luni întors, trebuie să mănânci 3 ani de zile, nu? Cât mâncăm noi 3 ani de zile, nu? Ați văzut cât gunoi se face acasă într-o săptămână, nu? Sub ăla plic. Da. Câți ani trăiești tu sub ăla plic? Și sub ce formă e carnea, sub ce formă e legumele, știi? Nu poți să le crești, dacă e, de exemplu, un animal viu, trebuie să-i dai de mâncare și lui pe drum, știți? E o problemă asta. Nu poți să, dacă îl iei mort deja, că noi nu mâncăm animale vii, știți? Nu nimeni aici în sală care face asta, trebuie să le omorăm înainte. Dacă e un animal mort, trebuie să ții carnea la rece. Asta înseamnă frigider, înseamnă energie. Nu prea poți să ai frigider în spațiu cosmic. Bine, poți să o scoți afară pe geam, dar o să fie bombardată de ultraviolete, știți, cu tumori, ceva genul ăsta. Dar vorbesc că carnea deja tăiată nu mai face tumori, nu? Mă rog, asta e o problemă. Și cam așa de asta o chestie. Deci, mâncarea trebuie dusă. Știți că s-a calculat odată, am citit o carte de asta în care s-a calculat care animal conține cea mai mare cantitate de carne în corp, știți? Pe corp. De exemplu, dacă e un porc, conține foarte multă grăsime și oase pe care nu le consum. Și am înțeles că șobolanul conține cea mai mare cantitate de carne, știți? Deci, carne. Vendaci. Eu încă nu plec pe Marte, stai. Asta e o problemă, da? Pentru că nu poți să iei animale mari care consumă mult pe drum. Poți să iei, de exemplu, acum glumesc, da? Mi s-a spus că trebuie să fie în glumă. Ai putea să iei economiști, știți, pe Marte. Pentru că te ajută pe drum că sunt oameni, știu să facă chestii și după aia la grătar. Dacă vă trezite economist pe drum pe Marte, știți de ce v-au luat. Zic și eu, nu, e normal să meargă orice. Adrian, cât de importantă crezi că ar fi colonizarea planetei Marte în dezvoltarea omenirii în cosmos mai departe? Adică trebuie neapărat să colonizăm Marte și apoi să mergem spre alte sisteme solare sau putem să
să limpeze. Trebuie să colonizăm planetele, dar eu cred că e cam de vreme, aici. E ca și cum ai spune ce nevoie avem să colonizăm în America dacă nu putem să notăm, știi, nu avem bărci, nu avem vapoare, nu avem navigare. Dacă nu te-ai deranjat să noți și să colonizezi un continent, aș fi ok, dar e cam de vreme un pic, pentru că la cum cucerim noi spațiu cosmic, așa doar sute de kilometri cu bani foarte mulți, cu energie multă consumată, metoda asta, combustibilul ăsta chimic, nu prea are eficiență, e prea de vreme. Dacă și oricum să trăiți doi oameni pe Marte să spui că ai colonizat planeta, e cam mult, știi, să zic. Noi avem orașe cu mai puțin de 10.000 de oameni care sunt pustii, știi, se numesc pustia orașele. Și trei oameni pe Marte nu înseamnă că ai colonizat. O să mergem în excursie, zic eu. E normal să plecăm de pe Pământ, pentru că dacă la un moment dat Pământul nostru mai fie bun de trăit, trebuie să duci pe altă planetă. Și mai ușor să mergi pe una apropiată din sistemul nostru solar, măcar ai wireless, ai wifi, știți? Ai wifi pe asta, da? Ai internet. Pe Marte e internet, știți? Da. Nu știu dacă am răspuns la întrebare, nici mai multe bani. Acum aș vrea să scot un pic din partea de știință și să trecem la ceva mai social. Noi am avea dreptul să colonizăm Marte. Noi cine românii? Specia umană. Păi, dacă nu avem o altă specie care ridică această problemă în partea noastră, bănesc că na, e de datoria noastră, nu? Dacă încep acum cerbii să spună vrem pe Marte, e dreptul nostru, na, trebuie să mergem în colaborare cu ei. Da? O să-i luăm oricum colaborare, că avem nevoie de grătar, știți? Sigur, vor merge animale pe Marte, dar multe, dar cam așa. Deci noi avem dreptul, pentru că nu e altcineva pe Pământ care să spună că vrea și el. Și chiar dacă ar vrea alții, am merge cu ei. Așa e normal. Dar fii ceva acolo. Aș vrea să intervin și aici puțin cu ceva. Că tot am spus, a fost și ziua autorului Kim Stanley Robinson acum două zile sau trei, da, care a scris trilogia Marte și chestia asta cu dacă avem dreptul să colonizăm planeta Marte e expusă în cărțile alea și e expusă foarte interesant. Adică Marte poate fi văzut și ca un monument natural. Sunt acolo miliarde de ani de geologie care au rămas intacte și se poate vedea evoluția întregului sistem solar. Noi dacă mergem acolo și colonizăm planeta, o să începem să o modificăm, să o terraformăm. Da, facem da, adică e ca și cum am... E cumva ca problema Antarcticii. Adică de ce nu colonizăm Antarctica? Bine că e frig. Asta, am putea trăi acolo, de fapt, și sunt resurse pe care am putea exista. Asta spunem acum, pentru că pe Pământ că nu sunt probleme mari, dar când nu o să mai poți să faci copii, că sigur nu vor trăi, că n-au loc sau nu mai au aia bun, atunci nu o să ne mai pese de geologia planetei mari. Dar e bine să studiem înainte, să vedem ce zice aici cineva. Dacă mai găsim niște microbi acum fosilizați, e bine să-i găsim. Noi planete acum, dacă stai să te gândești că ai plecat pe Marte. Vai din extraterestri, știi? Toată, bine, lăsăm că toți extraterestri vin în New York, pentru că este rândul de extraterestri. Dar acum, noi suntem extraterestri a trei planete, adică eu mă gândesc la microbul ăla săracul de pe Marte, am văzut rumorul și o zis, oh, shit! Microb, mă rog. Microbii, viața pe Marte ar trebui să fie moartă de mult. Pentru că nu prea mai sunt. Poate undeva în subteran, în pește, unde e puțin mai cald, dar până nu ne trebuie pentru că toată viața e până moartă, știi? Și condițiile pentru viață, așa cum o știm noi, în mod normal, au dispărut acum 3 miliarde de ani. Nu, e același lucru, nu are cum să fie altfel, în sistemul solar. Și, practic, dacă am găsit, după ce am găsit că poate apărea viață pe altă planetă și au dispărut cu toții, toți microbii, adică, putem să ne mutăm din și să venim cu microbii noștri. Asta e ideea. Deci nu există nimic pe Marte, oricum că încă nu știu dacă există ceva. Nu, nici măcar nu s-a căutat ca să poți să spui dacă există. S-au căutat condițiile, să zic, au fost condiții ca să fie viață odată. Dar nu s-a căutat viață, au fost condiții, da. Au fost condiții să fie și oameni. Acum vreo 3 miliarde de ani. N-ați prins voi. Cam așa. Deci acum vreo 3 miliarde de ani erau râuri, erau lacuri pe Marte, cu apă puțin mai sărată decât cea de pe Pământ, pentru că presiunea atmosferică era mai mică și apa normală fierbe mai repede. Și cam asta este. După aia s-au dus condiții. Din cauza de? Din cauza de ce? De ce? Presiunea atmosferică a scăzut, o planetă cu o forță de atracție mai mică,
Adică, dar Pământului nu poate să rețină mult timp o atmosferă, pentru că în atmosferă se ceunesc atomii de gaz, moleculele, unii prin viteză mare și pleacă în spațiul cosmic, se evaporă. Și dacă vorba de atracție e mică, se evaporă mai repede atmosfera. Și de asta. Dar de ce a rămas Marte fără atmosferă? Că el a avut-o. Pe tot mai am zis. De asta, pentru că s-a evaporat în timp și, și atmosfera Pământului mai pierde gaz. Dar nu pierde așa de mult, pentru că e o forță de apreciu de mare și ciocnirea atomilor nu produce viteze atât de mari ca să scape ușor de forța de atracție de care e pe Pământ. Și Mars se timp mai mixat și răcit mai repede. Da, plus că avem și o prospătare de aici, o prospătoare atmosferă. Atmosfera primește constant materie. Și dacă am recrea această atmosferă, nu ar începe în o să rămână fără? Pe Marte nu poți pe toată planeta, poți doar în anumite locuri, în casă, în garsonieră, undeva la bloc, știi? Într-un crater mititet poți să faci un fel de atmosferă. Au fost scris o grămadă de cărți pe tema asta, într-adevăr, poți să faci într-un loc restrâns o atmosferă prietenoasă. O să ajungem așa acolo, imediat. Așa, o să te las pe moment, Adrian, o să trec la Alex. Alex, cum ajungem noi pe Marte? Ce tehnici avem acum și care ar fi o variantă și soluție bună? Păi, cred că la întrebarea asta a răspuns mai mult sau mai puțin Adrian înainte. Fereastra de oportunitate pentru a pleca de pe Pământ pe Marte e destul de mică. E undeva între 20 și 30 de zile, odată la 26 de luni. De mers și dus întors nu se pune problemă, oricum nu asta e ideea, ideea de colonizat e mers și rămas acolo. Dacă ne referim strict la un program care există deja, nu putem să vorbim decât de programul Elon Musk, care și-a planificat ca în următorii 40 până în 100 de ani să trimită 1 milion de oameni pe Marte. Deocamdată Elon Musk are 3 rachete, Falcon 9, Falcon Heavy și... Vieforce. Falcon. Big fucking rocket. Marche spunea Dragon, dacă ideea e că deocamdată ce am realizat, și asta este o foarte mare realizare, ce a realizat Elon Musk, a fost să-și întoarcă boosterele înapoi pe Pământ, să avem o rachetă reutilizabilă. Nu există încă altă tehnologie utilizabilă care să poată transporta oameni de pe o planetă pe asta, decât tot asta, cu arderea de combustibil chimic, care nu te încarcă energie foarte mare și care este și scump. Știu că se calculase la un moment dat, dacă Pământul ar fi fost o dată și jumătate mai greu, nu am fi putut zbura în spațiu, pentru că, efectiv, combustibilul fosil nu ar fi putut dezvolta o putere suficient de mare încât să se poată ridica de pe Pământ. Ei, bine, acum am înțeles că și rușii au un plan să ajungă pe Marte și încă înainte americanilor, pe care l-a spus Putin în campanie electorală, bineînțeles, n-avea nicio legătură cu campania electorală. Din perspectiva lui Putin, probabil că Marte poate fi oricare din orașele din Europa de Est, deci e posibil chiar să reușească să ajungă. Dacă ne referim strict la mersul pe Marte, deocamdată ce avem concret sunt promisiunile sau planul sau cum vrem să-l numim al lui Elon Musk, care deocamdată a reușit să facă un test care a ieșit bine, în care a trimis o mașină Tesla Roadster, mașina lui, și chiar i-a mers mai bine lansarea decât se aștepta, pentru că va depăși orbita lui Marte, dar nu o să ajungă chiar până la centura de asteroizi. Deci e posibil să ajungă. Se poate trimite câțiva oameni acolo. Din punctul ăsta de vedere, cam cât ar putea să ia acum? Cu tehnica actuală versus ce am putea să avem pe viitor? Păi cu tehnica actuală, probabil că ar fi ceva extrem de auster. Adică condițiile pe care le descria Andy Weir în Marțianul ar putea părea, nu știu, de-a dreptul un lux față de ce ar găsi sau față de ce ar lua cu ei și ar construi coloniștii care s-ar duce pe Marte. Țin minte un interviu absolut fabulos al lui Alexandru Mironov în Știință și Tehnică, în care, fiind întrebat dacă el, în lui personal, ar merge pe Marte, a spus, citez, ar fi o ieșire en fanfare din viața aceasta cotidiană. Da, probabil că ar fi o ieșire en fanfare. Însă, odată ajuns acolo, probabil că
cu primii coloniști vor avea la dispoziție un spațiu comparabil cu această încăpere, dacă nu mai mic, ar avea într-una de făcut o grămadă de treabă, de văzut cum evoluează niște culturi de bacterii, niște plante, dacă se... Pentru că la un moment dat nu vom vrea doar să apelăm la resursele pe care tot aducem de pe pământ, că nu asta e ideea. Vom vrea să avem un ecosistem sustenabil acolo, ceea ce va implica extrem de multă muncă de cercetare. Așa că primele valuri de coloniște nu le văd foarte optimiste, odată ajunse pe Marte, sincer să fiu. Din punctul ăsta de vedere, crezi că ar fi mai ok să trimitem tehnica înainte și să trimitem oamenii după aia? Sau să le trimitem pe toate odată? Avem roboți care le asamblează modulele și construiesc așezarea până să vină oamenii și ai avea mai mult timp la dispoziție să creezi condițiile, să nu mai fie așa de auste. Păi cred că nici poate pune problema altfel, adică nu poți trimite oameni decât în momentul în care oamenii au unde să stea. Să stea în capsulă până își fac ei înșiși o baracă. Nu poți să trimiți doar baraca cu ei, adică trebuie neapărat să trimiți mult mai multe baraci pe lângă. Eu cred că prima dată va trebui, așa cum spui tu, să trimite niște roboței, niște tehnică, să poată asigura un minim de condiții ca să stea câțiva oameni care la rândul lor după aceea să poată dezvolta într-un ritm ceva mai alert colonia. Dar deocamdată vorbim doar de speculații, că nu există un plan concret în legătură cu lista asta. El nu m-a spune multe. A spus și că ar vrea să stabilească o bază permanentă pe Lună, care să fie un fel de gară în zborul dintre Pământ și Marte și așa mai departe. Dar deocamdată lucrurile astea sunt doar la nivel de discuții. Tot ce avem în momentul ăsta este o lansare cu succes și boosterele care s-au întors întreg pe Pământ. Deci avem un pas înainte și știm direcția, știm ce vrea să facă Elon Musk. Mai departe, timpul va spune. Că tot ai menționat de Elon Musk și de ce au promis rușii. Crezi că ar fi nevoie de un efort multinațional să ajungem acolo sau că ar putea să facă inclusiv o companie privată treaba asta? Eu nu mai cred în eforturi multinaționale de ceva vreme. Nu, de când de la conflictul sirian încoace, nu mai cred în eforturi multinaționale, pentru că nu sunt fezabile. Iar Elon Musk are o întreprindere privată. Și tocmai faptul că are întreprindere privată și faptul că a fost condiționat și restrâns foarte mult de constrângerile bugetare, l-a făcut să găsească soluția să aibă o rachetă refolosibilă. Pentru că NASA, atâția ani de zile, cât a tot trimis la început capsule și apoi navete în spațiu, nu și recupera boosterele. Probabil nu și-a pus problema dacă ar trebui să o facă. Din câte am auzit, deja și-a redus costul de 5 ori, față de cum erau rachetele înainte. Adică e un pas destul de mare. Da, e un pas foarte mare, sigur. Și da. Am auzit că vrea să le rugă cam de până la 10 ori, față de cum știau să fie. Pentru un plan atât de mare și de optimist cum are el, trebuie să facă asta. Pentru că finanțarea nelimitată nu poate cere, nici nu se dea cineva. Chiar și așa, mai mult de vreo 3-4 tone nu se pot lansa pe rachetă. Nici măcar din Elon Musk nu are rachetă de mai mult de 3-4 tone. Se poate duce un om cu 3 tone de ceva cu el, știți? Aer, apă și altceva. Racheta asta nouă a lui ar putea să trimită, spune el, până la 100 de oameni pe Marte odată, pentru că e partea chestia. Adică ar trimite-o mai întâi în spațiu, ar ajunge goală acolo pe orbită și după ar veni o altă rachetă să o umplă cu combustibil și ar trimite mult deodată. Și asta cred că ar ajuta mult și colonizarea și din mai mulți oameni se pot rezolva probleme mai ușor. Nu, e că trebuie să trimiți întâi infrastructura, pentru că dacă trimiți... Trebuie să trimiți infrastructura înainte. Asta clar. Degeaba trimiți oamenii dacă oamenii respectivi n-au unde să stea. Pentru că n-au aer, n-au apă, n-au aia, există, ele există, resursele sunt acolo. Trebuie prelucrate. Nu a existat un proiect în care au adunat toți ucigașii pe Pământ, sau potențiali ucigași, care doar de dragul fai mai acceptau să ajută și să nu ar acolo. Până la urmă Australia, în deținuții. Dacă credeți, depinde. Astăzi noi nu ne putem gândi decât la maximum 2-3 lansări foarte scumpe într-o săptămână care să ducă eventual mai multe nave acolo. Sau una singură, depinde de bani. Dar dacă mai numărăm 10 ani sau 15 ani sau chiar 20 de ani în față, costurile se reduc. Poți să faci 2 ani înainte vreo
30 de lansări care îți trimit toată infrastructura pe Marte, robotizată, automatizată. Fabricuța de oxigen, fabricuța de apă, fabricuța de materie organică, chiar, sere, orice vrei, atâta timp cât sunt automatizate. Ele îți permit, în acei 2 ani, să îți faci infrastructura necesară la, pe Marte, chiar de pe orbită gestionată de un echipaj uman restrâns, care doar se învârte în jurul Marte, materiteza. Iar transportul efectiv, așa cum visează Musk, milioane de oameni, mă rog, hai să începem cu câțiva. Există încă o discuție dacă se face cu o rachetă care pleacă de pe Pământ, se duce direct către Marte, sau asamblezi o navă în orbita Lunii sau Pământului, sau nu știu exact, dar astfel încât să urci combustibil mai mult pe orbită și a să fie taxi între Marte și Pământ. Deci nu mai lansezi de asta. Dar toate astea sub un orizont aici. Trebuie cam cel puțin 2 decenii să ajungem la. Poate interesant e că deocamdată nu avem un cadru legal pentru așa ceva. Dacă ne uităm numai la legile care guvernează transportul aerian normal, care se întâmplă de atâtea zeci de ani, câte restricții și câte standarde au de respectat constructorii de avioane și companiile aeriene pentru a asigura transportul de călători, și dacă ne gândim că nu avem absolut nimic echivalent pentru o întreprindere mult mai periculoasă cum ar fi cea trimiterii oamenilor pe altă planetă, ne dăm seama că deocamdată nu se poate, pentru că probabil, nu știu, ar fi acuzat de crimă omul care ar trimite alți oameni în spațiu, de unde... Da. Dacă e vorbit de o întreprindere privată. Urma să intrăm și în discuțiile de legal și de juridic ceva mai încolo. Până atunci, hai să presupunem că am ajuns pe Marte și o să iau pe Mihai la întrebări. Ce probleme pune Marte pentru colonizare în sine? Pe lângă faptul lipsă de aer, lipsă de apă, lipsă de mâncare, lipsă de spații și așa mai departe. Cred că e și singurătatea o problemă, pentru că oamenii sunt animale sociale și au nevoie de interacțiunea cu alți oameni. De-aia cred că ar fi mai sănătos să trimită mai mulți oameni deodată, evident cu infrastructură care deja se aștepte acolo. Mie mi-a plăcut foarte mult, cred că chiar primul proiect mai serios de colonizare a planetei Marte, care a aparținut lui Werner von Braun, unul dintre părinții rachetei, cel responsabil pentru misiunea Apollo și pentru, practic, începuturile programului spațial american. În Der Mars proiect, cred că așa se numea, sau Die Mars proiect, nu știu ce se numea pe mine. Das. Mulțumesc. Da. El propunea să trimitem acolo o navă care se ducă în echipaj format din cam 100 de oameni sau 50 de oameni, o navă aerodinamică, care să poată să planeze în atmosfera lui Marte, pe vremea aia și echipeau care aveau totuși o atmosferă mai consistentă. Să aterizeze la pol, să amartizeze, de fapt, unde gheata ar fi permis să ia contact pe un fel de schiuri și să față de deșertul ecuatorial, iar de acolo, de la pol, să pornească și să construiască drumuri, să construiască căi ferate și să-și facă drumul ușor spre ecuator, unde să construiască o pistă, unde să aterizeze următoarele nave, care trebuie să vină tot așa, odată la 2 ani. Primul rând trebuie adăpost. Păi asta e chestia. Nu o să le construiască acolo. Nu o să ducă și cu materiale după ei și să folosească și materialele pe care le găseau. O să folosești suprafața marțiană. Nu trebuie să trăiești la suprafață. În primul rând o să faci și Da, ideal ar fi sub pământ, încă o dată pentru că te protejează de radiație. Pe vremea nu-și puneau asemenea probleme. Noi ziua de astăzi le punem. Radiațiile pe Marte sunt o mare piedică. Poate și gravitația. Deci noi ne echipuim cu o treime de gravitație suficientă. Dar nu știm asta. Pentru că nimeni nu a fost vreodată și nu a stat în perioadă mai mult de câteva minute, măcar într-un regim simulat de 0,38 G. Cam atâta, cred că are planeta Marte. Și nu știm pe termen lung ce efect are asta asupra fiziologiei umane. Nici măcar gravitația Lunii nu știm exact ce ne face. Astronauții care au fășit pe Luna au stat acolo câteva ore, o zi maxim, 24 de ore.
și nu știm. Tot ce știm este cum, de, cum ne comportăm la un G și cum ne comportăm în 0G. Între doar chestii pe durate foarte scurte. Ce simt piloții de vânătoare, când fac manevre sau când ne lansăm pe orbită. Deci, dincolo de lipsa apei, lipsa aerului și a radiațiilor, problema e singurătatea, care poate să ducă la nebunie, dacă nu, nu există ceva care să ajute oamenii să se trăiască într-un mediu psihologic confortabil. Și gravitația, nu știm. Ne închipuim că ar trebui să fie ok, dar nu știm cum o să ne afecteze pe termen lung să trăim în regim de o treime de gravitația de pe Pământ. Ai menționat de transportul de la poli până la ecuator cu căi ferate și drumuri. Ar fi sustenabil să avem un fel de transport aerian pe Marte? Permite atmosfera Marții în așa ceva? Dacă nu terraformăm, nu cred că e foarte posibil. Adică e interesant că pe Marte există inclusiv circulația atmosferică asemănător cu Pământul. Există curenți ascendenți, descendenți, există vânturi. Ar putea funcționa un planor, de exemplu, acolo. Da, mai da, densitatea atmosferii marține este... Densitatea este... Deci... Ce ține în aer? Ce ține în aer un planor? Păi, ce ține? Sunt forțe aerodinamice care îl țin în aer, care există aia, și pe Marte. Aia, dar densitatea atmosferii în care... Deci atmosfera lui Marte este de vreo 100 de ori mai... presiunea este de vreo 100 de ori mai mică, în schimb, densitatea nu este de 100 de ori mai mică, pentru că are altă compoziție atmosferică. Trebuie un planet cu niște aripi imense. Niște aripi imense din niște materiale foarte ușoare care o să decoleze la niște viteze mult mai mari și o să se mențină în aer la niște viteze mult mai mari. Viteze poate chiar supersonice pentru noi aici pe Pământ. Deci de aia aș fi zis că mai degrabă o rețea de transport marțiană ar fi bazată pe trenuri, eventual trenuri magnetice. Ar putea să fie chiar ca un hyperloop în aer deschis, pentru că tocmai atmosfera foarte aproape un vid. Și am avea trenuri pe Marte foarte rapide și foarte eficiente. La un moment dat. Pe care le alimentezi cu ce? Nu știu, ce s-a alimentat de trenurile în curent? Curent. Cu energie. Dar pe Marte încă n-au descoperit metal, minereuri metalice la suprafață și nu știu unde ar, nu știu unde ar fi interior. Deci dacă vrei să-i ferate, trebuie să-i fie fierul sau trimiți minere acolo. Eu sunt mulți meteoriți pe Marte, tocmai pentru care atmosfera subțire în loc să se dezintegreze, ajung pe somnul. Păi avem așa, avem o sondă, o mașină delichidată numită Spirit și un anumită Opportunity, care s-au schimbat vreo una, vreo 20 de kilometri, alta vreo 30 de kilometri în câți ani și n-au fotografiat vreo 4-5 meteoriți. Nu pot, nu ai metal la moment dat descoperit. 20 de kilometri destul de îngustă. Păi da, da. Tot trebuie să te deplasezi și kilometrie. Deci, practic, cel mai bine să iei cu tine, dar nu poți să cari metalul. E greu metalul. Trebuie să iei ceva mult mai ușor. Cu trenul nu cred că ar fi bine să te dai pe gheață la fel. La poli, nu știi Bernard von Braun ce temperatură este. Da, Bernard. Este acolo sunt minus 120 de grade. Nu prea e așa de simplu. Și singurul, cred că cea mai bună idee, acum, na, eu așa o să trimit pe Marte, este stație spațială, cum spune aici cineva, cu călătorii periodice pe planetă, pentru descoperire sau pentru... Întreb și eu, pentru că nu știu compoziția atmosferică are Marte, baloane cu care se încălzesc de la Soare, mașini, materiale foarte ușoare, ar funcționa acolo sau pur și simplu? Acolo ai 90% de dioxid de carbon în atmosferă și parte din câte știu eu, densitatea este foarte mică, eu nu știu, 10% sau ceva de asta, poate mai puțin decât pe Pământ. Deci dacă le umpli cu un gaz, el se vor duce în sus? Sau vor fi mai grele decât... Nu, se vor duce mult mai mult în sus și se vor sparge mai repede, probabil. Pentru că presiunea este mult mai mică. Dar noi avem deja parașute care funcționează pe Marte. Da? Deci NASA trimite mașini trimitate cu parașute. Deci avem deja un... știm cum se comportă materialul, dar nu știm baloane, nu avem baloane. Chiar în trilogia Marte a lui Stanley Robinson, sunt vreo 3 capitole în primul volum, care cineva navighează planeta Marte într-un balon și lansează sonde, se încălzeau, nu mai știu exact în ce fenomen, și practic așa am început terraformarea. Au lansat 1 milion și ceva de
sonde astea printate 3D, care se încărcau cu energie eoliană și se încingeau la o bobină și ușor, ușor creșteau temperatura. În zona bobinelor plantaseră și niște colonii de bacterii. Da, 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 da. Care era... Dar de care nu știa... Nu știu cei care lansau sondele. De ce este roșu, mate, cum poate cauza fierul? Oxid de fier. Oxid de fier. Sunt un fier știat, e cel mai frecvent. Nu știu cât la sută e fier și cât poți extra din mineriu din oxid de fier, nu știu ceva asta. Ceva, totul ăla e construit din ceva, oricum ce. Da, aveți dreptate aici, într-adevăr, avem oxid de fier, dar nu știu cât la sută e. Faci metalurgia fierului, îți trebuie în primul rând o sursă de energie. Eu cred că Marte, la fel că a fost cum prima sursă de fier, o să fie meteoritic. Primele săbii, primele arme, am obținut din meteorit, pentru că era fierul deja într-o formă pe care o puteam utiliza. Era la oaltă, aveam un strat oxidat. Da, numai că așa pământ, aveai o sursă de energie, aveai lemn, pe care puteai să ai în cărbunele, poate îți oferi forja. Și pe Marte, tu ai lemn. Nu, dar avem mai multe surse de energie, avem... Nu ducem niște de surse de energie. Dar de ce un reactor nuclear mici, că poți mare mici? Primul rând, energia solară, chiar dacă intensitatea soarelui e mult mai... Am crezut că e 30% sau mai puțin decât cea de pe Pământ. Există energie eoliană, ar funcționa foarte bine centrale eoliene pe Marte, chiar dacă este presiunea mică, densitatea e mare. Iar presiunea dinamică ține foarte mult de densitate și asta împinge. Presiunea dinamică împinge elicele unei centrale eoliene. Mai este sezonul furtunilor pe Marte, unde sunt vânturi foarte puternice, care la fel generează foarte multă energie. S-ar putea să descoperim inclusiv, nu știu, aici poate este optimist, activitate aerotermală, nu geotermală, aero de la Ares. Așa că nu știm, cred că avem surse de energie. Da. Și desigur ne rămân în izotopii radioactivi pe care putem folosi. E ceva de mierul lui Marte, ce este format, cred că aici mai bine... Nu are cu magnetic, asta înseamnă că este întărit, nu mai este fier. E mai cald un pic decât crusta sau așa, dar este întărit. E din fier oricum, așa se întâmplă. Dintr-o unei atmosferă, o planetă, există așa mult cât magnetic. Nu, atmosfera ținută numai de forța de atracție, atâta tot. N-ai prea bucum cu magnetic. Atmosfera neapărat. Nu solar, care o prezentă. A câmpul electromagnetic protejează de radiație. Da. Da. Vreau să intru un pic și pe tărâmântele formării, dar am tot discutat mai ceva de adăugat. Da, uite, chiar legat de câmpul magnetic, care este o mare problemă cu Marte. Câmpul magnetic ne-a ferit de radiație și atât urmă multe probleme, inclusiv cu pierderea atmosferei. Așa că dacă ne apucăm să suplimentăm atmosfera lui Marte, ne-ar fi bine să... Ne-ar face bine să avem ceva care să o și protejeze, să nu se piardă prin același moment. Și chiar azi dimineață, în timp ce mă documentam pentru această discuție, am citit despre un proiect care ar presupune plasarea unui generator care să fie capabil să genereze un câmp magnetic de cel puțin un Tesla sau două Tesla, în punctul L1, la granjul 1 al sistemului Marte-Soare. Iar Marte acolo s-ar afla față de acest punct, s-ar afla tot timpul cumva în umbra lui. Dacă am reușit să punem acolo acest generator, ne-ar scăpa de o parte din fenomenul ăsta de pierdere a atmosferei și ne-ar permite să putem să facem o terraformare sustenabilă, să nu fie nevoie non-stop să suplimentăm atmosfera. Deci ar putea exista soluții, dar sunt de pe termen lung, termen viitor îndepărtat, probabil. Și de tot s-a menționat chestia de lipsă de minereuri la îndemână. Pe Marte am putea să avem o industrie sustenabilă sau ar depinde constant de Pământ? În primă fază, sigur, ar depinde de Pământ. Minim 10 ani, prin 50 de ani. Dar dacă proiectul Marte nu se dovedește un eșec și o să ne întoarcem cu toții acasă sau să murim pe acolo, inevitabil să va ajunge la o industrie locală. Marte e plin de resurse. Trebuie doar să descoperim sau să redescoperim căile de a exploata acele resurse în mediul de acolo. Dar e inevitabil să ajungă și la o industrie dacă o să fie de succes colonizarea. Nu o să putem să depindem ca marțieni de Pământ pe veci. Plus că fiind un proiect pe termen lung, trebuie să mai facem un pas până la centura de asteroizi.
Foarte corect, da. Unul din primii pași care putea de fel, a putea urca pe un pic mase mari și a le coborâ el este din lucrările lucrate, elevatorul spațial. Da, un mic spațial. Tehnologiile conducerea unei asemenea elevator spațial există. Da, într-adevăr, există și pe Marte, ar fi chiar mai ușor. Există deja tehnologii pentru obținere de nanotuburi de carbon. Sunt încă, sunt pe date, sunt, există. Sunt și cu siguranță în viitor vor deveni mai ieftine și mai ușor de făcut. Iar în momentul în care ai un elevator spațial, este cu totul. Da, atunci ai altă ligă, ca să zic așa. Păi, liga a șase începe. Da. Construiești lucrurile mici. Dar până atunci, folosind rachete chimice de pe Marte, ar fi mai ușor decât de pe Pământ, de adus pe orbită și de coborât de pe orbită masă. Având gravitație mai mică. Scriitorii mari care s-au gândit la colonizarea spațiului, o iau încet cu întâi cu elevatorul spațial. Până și Lucișin, care e unul din cei noi lucrați pe piața românească, începe cu colonizarea spațiului tot pentru elevator spațial. Liftul spațial nu este, nu cred că e obligatoriu, dar este o chestie care e atât de, face atât de mult sens, ca să spun așa, că cred că o să sfârșim inevitabil construind și ăsta, sau măcar încercând să-l construim. Și pe Pământ, și pe Marte, probabil și pe Lună. Pe Lună chiar poate ar fi primul loc unde să-l facem, că ar fi foarte ușor, ar putea să-l facem din oțel. E suficient de rezistent, nu ne trebuie nanotuburi de carbon. Apropo de industria de pe Marte și industria din, de pe Terra, ai nevoie de industrie care să-ți facă materiale de construcții, să-ți extragă minereu, dar pe de altă parte, cele mai importante două lucruri care se dezvoltă colonia de pe Marte sunt apa și aerul, oxigenul, mai precis. Ele au nevoie de o industrie care să le producă, și industria aia nu e mică. Apoi ai nevoie de sere foarte mari, care la rândul lor pot genera materiale inovatoare, care apoi evident sunt licențiate către Pământ. Tehnologia de a recupera apa iarăși poate fi licențiată către Pământ, că și Pământul va avea nevoie să învețe de problema lui Marte. Deci, sunt foarte multe industrii high-tech care se pot dezvolta pe Marte, aș îndrăzni să zic, o parte din ele se pot dezvolta și pe Lună, nu trebuie să mergem atât de departe, dar ele, valoarea lor adăugată va fi foarte mare nu doar pentru cei de pe Marte, cât și pentru cei de pe Pământ. Și în schimbul economic care intervine între Marte și Terra, aceste tehnologii vor duce la înflorirea unei potențiale industrii de pe Marte, pentru că altfel, toată energia necesară pe Marte pentru a produce aceste lucruri, pentru a dezvolta economie, va fi susținută doar din donații de pe Pământ. Atâta timp cât mai ai un profit, toată treaba moare la intrare. Dacă însă ai un profit, e mai simplu să generezi într-adevăr un interes industrial. Presupunând că reușim să ajungem și să stăm și pe Marte, aș vrea să întreb Florin. Bun. Pe cine am trimite pe Marte? Cum am selectat potențialii coloniști? Ce bază genetică ar trebui să aibă? Fiind la urmă. Nu trebuie să ai variabilitate genetică. Te gândești deja la prima generație născută? Da, să trimiți coloniștii și lași acolo și să se audă o susținere și să meargă mai departe. Da, bun, deci ai sărit încă vreo ce-am studiat. Mă gândeam la primii, la trei fraieri, care se ducă acolo să dea la sapă și nu se mai întoarce. Da, pe mine cred că ar trebui să fie selectat un profil psihologic și mai puțin biologic, pentru că este clar că șansele să te întorci viu sunt zero și, de asemenea, șansele să te întorcești foarte mult timp acolo sunt zero. O categorie pe care o văd eu predispusă sau, mă rog, care să dorească să ajungă acolo și să facă ceva pentru omenire, sunt cei cu cancer în stadii
destul de avansate, dar care totuși au câțiva ani care pot fi, pot trăi acolo. De ce? Pentru că tocmai lipsa unui câmp magnetic și prezența radiațiilor va face imposibilă, nu știu, trăirea la suprafața plantei mate. Ultravioletele și toate radiațiile cosmice creează mutații puntiforme care, la rândul lor, dau peste cap tot echilibru genetic al existenței unei celule în condiții normale. Asta înseamnă că incidența cancerilor va crește foarte mult și, de asemenea, limita de viață persoanelor care vor merge pe Marte va fi mai mică decât pe Pământ. Deci, primele colonii ar trebui neapărat să fie subterane. Evident, asta presupune și o adaptare a tehnologiei în așa fel încât să putem să facem și construi ceva stabil subteran. Din punct de vedere biologic, viața sau materialul biologic trebuie văzut ca un element tehnologic puțin mai avansat. El poate fi modelat să fie adaptat cumva condițiilor extreme de pe Marte. Am putea, nu știu, să facem crescătorile radicative de organizarea microscopice la urși de apă, nu știu, facem la nivel industrial culturi de urși de apă, acele organisme microscopice care cresc în condiții de... Da, și de asemenea am putea la fel de bine să creștem scorpion, pentru că sunt foarte resistenți la radiații. Da, mirași. Îi facem capul, nu știu, că îi facem șapuri, îi facem pudră, îi din punct de vedere al adaptării, din punct de vedere algele, de asemenea, care pot crește foarte bine în condiții de... Vreau să pun și o întrebare. Sună foarte sexy. Vreau să pun și o întrebare. Toată discuția se rotește foarte mult în jurul perioadei de timp și posibilitățile de lansare datorită timpului foarte mare al călătoriei, corect? Era un proiect la NASA. Bun, NASA nu e un exemplu. Poate fi Elon Musk, poate un astronaut. Descurtarea timpului, adică niște motoare care am înțeles că puteau fi puse pe nave și să scurteze călătoria 40 de zile. Asta n-ar fi o problemă în spațiu, pentru că în spațiu, știți, este vii, poți să accelerezi oricât. Proiectul de eficiență și cât de bun este motorul. Nea, nu știu, chimic sau pe ce principiu e treaba lui. Să vă cercetare la nivel de NASA. Și am înțeles că până în 2030 vreau să lansez astfel încât călătoria să dureze 40 de zile. În momentul în care dispune de 40 de zile, se schimbă mult discuția aici. Știți deci. Adică vin mai repede, se aprovizionează, se încep să gândești altfel. Asta era o cale, am înțeles. Bun, se poate construi o navă foarte mare, accelerat și atunci avem un fel de Star Trek. Adică ducem navă acolo, descărcăm și facem ce vreți dumneavoastră cu Marte. Și întoarcem și nu mai sunt probleme așa de mari. La 40 de zile e ok. Oricum, la o lună e mai bine. Nu în mod esențial, pentru că fereastră de oportunitate tot de 20-30 de zile, odată la 2 ani rămâne. Faptul că navă ajunge în 40 distanță de zile și nu în 6 luni. Nu, în momentul în care am distanță mari, nu, dacă am un combustibil eficient și accelerez foarte mult, la 1 milion de kilometri pe oră, nu mă mai trebuie să zic chiar dacă am distanță mari. Pentru că mă repet. Și nu mai aștept. Deci nu mai contează de mult unde sunt Marte și Pământul. Exact, nu mă interesează. Mă prim, mă prim. Am libertatea de plimbare. Practic o coroană, cred. Adică timpul cel mai scurt. Da, dar ideea este să reușim să consumăm aceste motoare și nava foarte mare, poate politică. Mai trebuie să și frâneze. Să și frâneze, sigur. Trebuie gândit mult partea asta. Până la asta ideea e că vorbim de o colonie. Da. Colonia rămâne pe Marte. Asta corect, sigur. Și aici, de fapt, problema că, da, fără îndoială, poate peste 50 de ani sau 100 de ani, motoarele vor fi suficient de rapide încât să permită să nu mai avem doar fereastra aia de... Nu trebuie să ne bazăm numai pe GPS. Dar ideea este că... Pe punctele spațiale. Mă rog, ideea este că coloniștii rămân. Suntem deja pe Marte.
contru ca să-ți creezi dorul. Asta era ideea, deci noi nu suntem deja pe Marte, am ieșit din discuția cum ajunge. Suntem pe Marte și vrem să stăm. Și atunci, ce faci? Trebuie să stai în orice ce ai adus. Bine, era, a fost filmul acela, bine, v-a spus să aminte cu Schwarzenegger, când ei dizolvă, de fapt, caluta, evaporă apa și asta creează un fel de atmosferă. Dar nu deținem încă tehnologia să produce în chestia asta. Atunci copim la pol și... Poate că tot ce avem nevoie este doar de un scut magnetic. Asta clar, asta ne trebuie. Radiații și de scuturi suficient de mari în care să ne putem duce viață. Că în rest e... foarte time consuming și pe partea de energie consumate să faci atmosferă pe tot mare. Să fii mic. Da. Real. Cred că ar putea merge mult mai repede. O bombă nucleară. E, nu, nu. E pe pol. Nu, nu, nu se lăsă. Atmosferă. Nu, nu. Da, da. Așa mă trebuie. Teoria e bună. S-a presupus că merge. Nu, nu. Dar să revenim la ce... Da, da, da. Una dintre modalitățile prin care ne putem modifica noi, pe noi, ca ființe, planeta Marte, este văzută și în The Expanse, unde cei care trăiesc în spațiu și oarecum și pe Marte au oasele mai ușor, mai friabile, ușor mai rupt, mai ușor de rupt și cumva încep o evoluție în sensul că devin destul de filiforme, așa, și nu băieți, cumva. Din punctul meu de vedere, în primul rând, ca să contracarez toate efectele nocive pe care are radiația asupra omului, evident că dacă ajungem acolo și chiar dacă o să lovim subteran, tot va trebui să ieșim, să ne luăm proviziile la suprafața, abisării tăpuni și alte lucruri de genul ăsta. Și atunci va trebui să avem niște mecanisme foarte bine puse la punct de reparare a materialului nostru genetic. Mă refer aici la nanobots și la tehnologii de genul ăsta destul de avansate care să compenseze toate defectele astea care apar spontan datorită faptelor externe. Și aici să pun o problemă destul de interesantă, pentru că astfel de tehnologie va permite la rândul lor modificarea într-o direcție, eu știu, conștientă a materialului genetic. În sensul că, la un moment dat, nu ne va putem baza doar pe selecție naturală și pe evoluție din punct de vedere biologic, pentru că asta durează foarte mult și presupun populații de organisme destul de mari, noi nu avem posibilitatea asta, de poate peste sute sau mii de ani de colonie marțiană. Revenind la problemă, problema este că atunci când ai mijloacele necesare să-ți repari ADN-ul distrus de factorii externi, sau mă rog, degradat de factorii externi și care evident duce la cancer și la tot de probleme care sunt incompatibile cu viața, apare problema că marțienii vor putea la un moment dat să se modifice într-un fel sau altul, să-și optimizeze existența din punct de vedere substratului biologic acolo și se mai pune problema că la un moment dat să trebuie să mai fie oameni, să nu mai de, să modificările să fie atât de drastice încât natura umană sau ceea ce înțelegem noi natura umană să aibă o cu totul altă formă. Eu personal cred că inteligența este principalul factor care ar trebui să existe pe Marte și cum mă refer aici la inteligență neapărat umană, cred că ar trebui ca tot efortul nostru de colonizare să vină la pachet și până aici, care să ne rezolve o parte din probleme, de dat seama, în momentul în care era singurătatea, un AI ar putea oricând să ne țină de vorbă și să ne, nu știu, să ne cânte puțin sau să ne facă o existență un pic mai frumoasă. Dar în același timp, comuniunea asta tehnologică plus inteligența umană este, de fapt, motorul către a găsi soluții la toate problemele pe care le indică existența într-un asemenea mediu. Și cred că ușor, ușor, lucrurile vor fi posibile, iar toate acele, cum spunea și Mihai, toate acele tehnologii care vor
evolua acolo desprinse din necesitatea, nu știu, supraviețuindu-i, pentru că asta este un rol destul de important în existența noastră ca societate, va putea ulterior să fie exportată către pământ și probabil vom avea un fel de, eu știu, industrie bazată pe transfer tehnologic mai degrabă decât pe orice alt tip de materia. Mă gândesc așa, ipotetic, că acolo oamenii supuși și condițiilor respective vor putea să-și facă, nu știu, extensii de organe, extensii de funcții și așa mai departe, sub presiunea mediului înconjurător, pe pământ va fi oarecum imposibil datorită și legislației și tot contextului geopolitic, acolo suntem, hai să zicem, un pic de capul nostru. E mai important supraviețuirea decât orice altă chestiune de etică sau de legislație și atunci toate acele avansuri care aici pe pământ s-ar lovi de birocrație ar fi cumva cuantificate de noi tehnologii, evident cu victime, cu tot ceea ce presupune astfel de abordări. În schimb, câștigul va fi de partea speciei. Deja cu marte vom câștiga experiență și vom putea la un moment dat să visăm dincolo de marte, să visăm la stele pe care să putem să ajungem și atunci marte va fi practic un fel de școală pentru noi. Dar mă rog, am depășit destul. Eu mă simt destul de prost acum pentru că tu mi-ai răspuns la ce întrebări vreau să-ți mai pun eu Frederica. Voiam să te întreb cum se adaptau oamenii și ai vorbit deja, ce primești iară de mic și ai vorbit deja. Am știut iar întrebări de mic. Hai să luăm altă. Cât ar dorea să obținem specii de animale noi care să fie formație? Ca să fie formație? Spune că avem o colonie pe Marte până când obținem animale crescute marține pur sânge. Ca să fie marține cu sânge, asta înseamnă să fie, în primul rând, o specie care să reziste de capul ei pe Marte. Și cred că asta am putea să o facem în primă fază la nivel microscopic, cu bacterii sau, știu, organisme destul de simple. Ar trebui să o facem mai întâi un ecosistem, un biotop, ca să putem să avem mulțimea de specii marțiane. Iar asta însemna pași dincolo de terraformare. Deci, practic, ar trebui să, hectar, cum vom avea un biotop antropoid, sub, hai să zicem, niște orașe de tip cupolă, în care viața va fi, se va învârti în jurul speciei umane, asta însemnând tot ce presupune specia umană și flora sa bacteriană și, eu știu, bolile cu care vom merge acolo și așa mai departe, de natură bacteriană sau bacterială. Deci vom avea, practic, eu știu, viață de tip microscopic și specia umană, ca vârf de piramidă, dar bănuiesc că la un moment dat vor fi și un fel de bacterii pe care le vom construi ca să putem să, nu știu, să valorificăm anumite minereuri sau să transformăm din oxid de fier să obținem oxigen sau o formă de genul ăsta intermediată de viață. Iar alea, dacă vor fi lăsate de capul lor, vor produce, evident, mutații și evoluția își va intra în lift. Numai cu o bază, dar vor fi dependente cumva de existența noastră, pentru că altfel am putea la fel să trimitem colonii deja care să se colonizeze biologic viața în lumea noastră. Dar ce în primul rând? Ce cum ți-am face de la tare? Da, da, pui, matificări. Da. Nu vorbim de la nivelul ăsta, dar nu am și legat de bacterii care ar fi cele mai plastice și cele mai ușor de modificat pentru a face față. Viața la nivelul de tip animale superioare, mai degrabă plante, hai să zicem plante care avem atmosfera de dioxide silicius și hai să zicem că ar putea cumva fi sustenabil să le creștem acolo, dar animale nu prea cred. Decât dacă vom face necăscătorile.
ceva sursă de proteine și alte chestii. Deși cred că este mai ușor să luăm proteine animale și să implementăm un agi, de exemplu, și să avem, nu știu, surse de hrănire de tipul alge cu gust de pui sau ceva de genul ăsta, decât, nu știu, organismul superior. E o bătaie destul de lungă. Tehnologiile există, pe care vorbim dumneavoastră. Tehnologiile acelea... Da, există. Cu studiat, în general, de indieni care au ajuns să aibă o situație atât de mare, nu știu ce se ia de mâncare. Și sunt deja în lucru. Da, da. Merge la partea de marketing, cum le trimit pe piață. Deci avem primii care ar putea să fie candidați pentru marketing. Da, mai este India este un lucru cei care se avântă puternic în spațiu. Da. Mai ce de completat? Da. Aș putea să pun din sfârșit. Aș vrea să vorbesc un pic și cu Adrian. Da. 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 Asta până acum schimb iar acolo, n-am prea zis nimic. Presupunând că avem o colonie viabilă cu Marte, hai să vorbim un pic de socialul coloniei respective, în modul ce formă de guvernământ crezi că ar avea. Hai să vedem. Ușa asta a fost deschisă până acum, nu? Da. Să zicem că e închisă, e complet închisă. Alea geamuri sunt ziduri. Și voi sunteți blocați cu noi nu o oră jumate, ci 3 ani. Pare interesant. L-ați ascultat pe Florin 3 ani? Pe mine? Pe... oricare dintre ei, nu cred. Ați avea de ales? Ați vrea să aveți de ales? De exemplu? Cine vrea să aibă de ales? Pe cine să asculte? Mâna sus. Deci vreți democrație. Și totuși Florin vă va zice nu. Eu sunt trimis aici de către Elon Musk. Elon Musk este proprietarul acestei clădiri. Voi ați semnat un contract. Ați semnat un contract. 3 ani de zile... Ascultați de noi. Mai mult decât atât. Noi suntem aici 6 bărbați albi. Nu a fost nicio femeie în... la pupitul aici. De ce? Cum se rezolvă treaba asta? Femeile, de exemplu, se vor organiza, se vor... impune rasele diferite, e mai complicat decât pare. La început e simplu. Primele 6 luni cât, sau 3 luni când mergi către Marte, avem un șef, am semnat un contract, avem foarte multă treabă, dar odată ce am ajuns acolo și stăm un an, cum credeți că are avut la lucrurile? Am vrut să intervin. Una dintre întrebările anterioare puse știam, mi-am dat seama acum unde bătea. Ideea este că în România mea, omului, spuneam, mă gândisem că persoanele selectate pentru a fi, eu știu, era, hai să zicem, selectate pentru a forma o populație umană și a exista într-o altă parte a spațiului, erau femeile. Pentru că au capacitate reproductivă, și e nevoie doar de inseminare artificială. La bărbați e mai dificil, deci practic o femeie ar putea să procreeze singură fără ajutorul bărbatului, ci cu o bancă de celule spermatice. E femeie! Femeie femeie. Da, dar unde mai e casă? Bărbații gândesc o felul de chestii. Genetic vorbind. Perfect. Fără de ăla cu femeile care se vor duce acolo își vor asuma niște lucruri. Fără de ăla cu bărbații care se vor duce acolo își vor asuma niște lucruri. Câți dintre voi ar trebui să meargă pe Marte, Mikey? Mâna sus. Ce momenții. Păi trebuie să facem o colonie. Da, dar de ce să poate să nu se iasă treaba? Iată! Exact! Discuția apropo de societate pare simplă și poate fi simplă la început, dar e foarte complicată, pentru că, da, e adevărat, am putea lua copiii din India și să-i ducem pe Marte.
Dar esențial e că la început va fi o dictatură. Dictatura corporației care trimite oamenii către mare. Odată ajunși acolo, dictatura va continua, cel mai probabil, dictatura înseamnă o corporație. Ai un șef, e o ierarhie care ține să nu cont de sensibilitățile de pe pământ. Ce se întâmplă însă când colonia nu mai depinde de pământ? Structura se poate schimba. De ce trebuie să ai... Păi da, dar să nu generăm un Star Wars. Când nu mai ești... Ajunge și acolo. Când nu mai ești legat de pământ, când cordonul umbilical e tăiat, deja ajutorile se vor aranja pe bază de atractorilor. Una. A doua. Copiii vor apărea în momentul în care condițiile de trai sunt în așa fel încât să le asigure dezvoltare. Nu, eu cred că există în sala asta nimeni care a s-a apucat să facă copii dacă nu are ce să le dea să mănânce, să le asigure tot ce le e nevoie pentru ca ei să crească, să se dezvolte. Iar un exemplu foarte important de ce persoană se lepta? Persoane cu sindrome de Down sau probleme. Deci nu. Am avea asigurată reproducere. Așa. Iar niște idei interesante apar tot la articolele astea. Au apărut în câteva volume care n-au fost traduse din câte știu eu. Pe scurt, ideea? E vorba de nava Ovoid care ajunge pe planetă, în orbita lui Venus și care, la un moment dat, duce o parte din populația umană să se întâlnească cu cei care au trimisese. Și... A, randevu cu Rama. Da. Randevu cu Rama 3 și 4. Revenind însă cu picioare pe mate, gândiți-vă un pic. Sunteți în această sală, care vă este casă, 3 ani. E compartimentată, probabil se... poate să fie mai mare, poate să fie... mă rog, mai mică pentru toată persoană, nu? Mai pot exista 2-3 sere. Ceea ce vedeți nu sunt geamuri, sunt doar ecrane care simulează lumina de afară. Suntem sub pământ. Aici vom sta câțiva ani. Ieșitul afară ne poate ucide pe oricare dintre noi. Și, în general, orice neatenție ne poate ucide, dacă nu individual, pe toți. Democrația în acest context este, n-a niciun sens. Pentru că odată ce trec lunile, se fac obișnuitele bisericuțe, inginerul crede că e mai deștept decât biologul, biologul crede că e mai important decât capitanul și așa mai departe. Deci ca să răspund pe scurt, la început e o dictatură corporatistă, pe măsură ce se extind și bazele, poate că există o șansă pentru democrație, dar aș îndrăzni să spun că peste 20 sau 30 de ani când se va ajunge pe Marte, inteligența artificială va fi atât de mare încât distribuția resurselor, că până la urmă despre asta e vorba în democrație, cine distribuie resursele și cum, în ce direcție, sau în orice sistem politic, distribuția resurselor se va face de către o inteligență artificială. Ceea ce până la urmă rezolvă problema, pentru că ascult ce zice inteligența artificială, până evident se revoltă inginerul sau biologul și distruge inteligența artificială și baza odată. Dar democrația mai cuprinde și schimbarea și fie la o perioadă de timp. Depinde cum. Asta dacă ar fi o democrație reprezentativă, dar dacă ar exista acest AI în centru, ar putea, de exemplu, să centralizeze voturile și să nu fie niciun reprezentant, niciun conducător direct și pur și simplu toată lumea să voteze. Și dacă ajunge la Matrix? Sper să nu ajungem la Matrix. Dacă nu vreau să intervin, dar îmi place ceea ce ai spus. Să știi, eu sper că nu-ți place, sincer, că e groaznic. Și să știi că mintea umană, până atunci, când în momentul în care se va zbura, va găsi soluții la orice. Da. Nu zic că ceea ce m-am gândit în ultimele 30 de secunde, că n-am venit să trag pe chestia asta, și nici tu nu anunțați, vedeți că o să vă zic, poate chiar a fost și așa. Un tank, când te-ai ridicat și ai arătat ușa ferestrele false,
se găsesc soluții. În sensul că, de exemplu, dacă noi aici suntem, să ne imaginăm, suntem 40, putem fi împărțiți și nu așa cum vrea dictatorul Ștefan Deceva, că el are numele lui de dictator acolo, împărțiți în patru module, aflate la distanță, 100 de iarzi, între ele. Nu neapărat ca la liceu catolic, fetele acolo băieții dincolo. Dar dacă, de exemplu, eu fac bisericuță cu Eugen Lenghel în aceeași capsulă și cu Comerse în aceeași capsulă, vreau să mă scriu cinci și simplu. Dar înainte, am să pus în terană, ca un fabul, da, interconectat. Și atunci poate că mie va fi dor să mă văd cu tine, nu voi mai avea pică pe tine peste două luni. Dar misiunea aia acolo, separate. Că eu fac probleme în grupul ăla, vorbesc prea mult, o să spună, băi, mai trebuie și în alte capsule. Se schimbă. Ar fi o soluție. Asta da. Pentru roman, ești foarte mult pe proză lungă, o habana de ignorere, rămân la proză scurtă și la revedere, dar pentru roman, așa mi-aș imagina o colonie. Pentru că toți la grămadă ar fi foarte greu. Dar dacă unul, plus că sunt condiții diferite, se experimentează ce se întâmplă la 40 de metri, ce se întâmplă la 300 de metri, adică ca idee, mai devin. Foarte bine. Mai o chestie, și cu asta închei partea asta de răspuns. Nu uitați, trăim sub pământ. Ani de zile, totul e artificial. Mâncarea e artificială, sera pe care o dezvoltăm arată minunat, dar e foarte fragilă. Toate astea au un impact asupra psihicului uman uriaș. Noi încă doar testăm și sunt oameni care au stat un an de zile în Colorado sau nu mai știu unde, în Antarctica, mai în izolați. O să vadă ce se întâmplă cu psihicul uman, pentru că suntem destul de fragili și instrumentele pe care le avem astăzi, democrația, votul, drepturile noastre, nu? Suntem toți, noua generație din ce în ce mai ofensată pentru orice lucru sau ceilalți, nu? Sunt foarte complicate. Nu am un răspuns concret la chestia asta. Va trebui să mai experimentăm. Psihologii vor avea un cuvânt de spus și aici. Psihologii vor fi primii mâncați alături de economii. Asta ar putea conta. Sunt persoane care vor al infinit, care sunt mai introvertiți și probabil ei vor fi preferat. Unul care, dacă nu s-a dus de trei ori pe lună în grup, n-are ce conta. Ideea e că oamenii, în general, tind să accepte argumentele care le convin și de aia, în momentul în care în acel grup va veni reprezentantul social-democrației și va spune că el a făcut niște calcule și că se pot dubla rațiile de mâncare fără să se termine, toată lumea va vrea să-l creadă, îl va vota, individul va dubla rațiile. Hai să lăsăm. Și apoi mă nu sunt oameni inteligenți. Nu sunt români care votează. Ai mai departe. Hai să vedem ce ai. Nu vorbim de spălat pe creier acum, da? Avem nevoie de o societate pe marge care să urmeze aceleași regulile și pe care le are societatea pe pământ? Eu cred cu putere că societatea de pe Marte, atunci când va exista spre finalul acestui secol, și iată sunt mai pesimist chiar decât în cărțile mele, societatea însemnând, să fim sinceri, mai mult de 100 de oameni, că tot ce e acolo e o tabără. Va schimba fundamental inclusiv modul în care ne privim noi planeta. Noi tot vorbim, hai să mergem în spațiu. Dragilor, suntem în spațiu. Ne mișcăm în acest moment 107.000 de kilometri pe oră, dacă am nimerit bine, nu știu, m-am uitat înainte ca să... În jurul Soarelui, ca să avem punctul de referință, și ne mișcăm mai repede decât majoritatea nanurilor pe care le-am trimis. Da. Noi nu ne dăm seama, suntem pe o navă spațială. Pământul în sine e o navă spațială. E o navă spațială cu scuturi, cu sisteme de susținere a vieții extrem de complicate, cu tot ce trebuie. Doar că deocamdată ne batem joc de ea în ultimul hal. N-am nicio îndoială că pe măsură ce societatea de pe Marte se va dezvolta și va ieși din subteran, va avea domuri și alte lucruri, va începe să apară și obișnuita extindere către, băi, aș vrea să mă îmbrac altceva decât combinezonul ăsta desenat undeva pe Pământ. Avem, gândiți-vă câte haine diferite există pe Pământ. Acolo, la început, în primele decenii, vă spun, da, aceleași haine. Nu, dar dacă tot ați menționat paralela cu colonia respectivă și restricțiile care sunt acolo, dacă în timp acolo se va dezvolta o... Hai să o comparăm cu primii conquistadori care ajung în
Bine, nu e foarte corectă comparația, pentru că, mă rog, acolo au parte și... Dar era un mediu sălbatic și periculos, nu? Deci ăștia veneau dintr-o civilizație și erau cu săgeți, dracuri și alte obiceiuri. Dar erau legați obilical de Imperiul Spaniol inițial, deci se mai plimbau cu navele. Și acolo, la fel. Sigur, deci nu pleacă acolo și gata, au rămas doamne forget. Dar dacă în timp acolo se, datorită restricțiilor și modul în care vor evolua ei, își vor declara independența și în curând ne vor trezi cu un Star Wars, exact întrebarea. Asta era întrebarea următoare. Era o următoare întrebare, dar eu, ca să ajung unde vreau. Marte ne poate învăța cât de importante sunt resursele. Corect. Cei de pe Marte vor trăi tot timpul cu obsesia resurselor. Corect. De aceea resursele vor fi alocate mai întâi dictatorial, ca să spun așa. Da? Da, clar. De aceea ei vor accepta mult mai ușor o inteligență artificială care să distribuie aceste resurse. Pe măsură ce resursele vor deveni mai abundente pe Marte, atunci vor putea apărea alte curente care există pe Pământ. Dar s-ar putea ca Marte să ne învețe și pe noi pe Pământ să fim mult mai atenți la ce facem cu resursele, pentru că ele nu sunt infinite. Nu sunt. Un asimov, așa frumos. Da. Aș spera ca asta se va întâmpla undeva prin 2118, da. Dar tot eu cred că, din păcate, în afară de cei doi tineri de aici, noi nu vom apuca 2118 în viață. Mai erau niște copii care s-ar putea să fie atunci în viață. Și da, s-ar putea să fiți în viață în 2118. Gândiți-vă la chestia asta. Cred că pe Marte însă nu vor fi mai mult de 1000 de oameni în acea perioadă. Nu sunt atât de optimist cu privire la explozia umană de pe Marte. Și ca să vin la ideea de război între Marte și Pământ, mai degrabă se va întâmpla dinspre Pământ spre Marte decât dinspre Marte spre Pământ. Cred că Marte în sine, deși este râzeul războiului, va genera o societate umană mult mai pacifistă, pentru că va fi populată în primele secole chiar de oameni cu spirit de explorator. Corect. Și mai puțin, așa cum se vede în SF-uri, de mineri săraci și de alte lucruri. Păi nu, în general, coloniile care se revoltă și își vor independența sunt coloniile exploatate. Ei, pe Marte nu va fi cazul. În general, n-au de ce ei să-și dorească independența, că se sinucid. Corect. Până când o să-și dorească. Când și-mi vor dori, sper din toată inima că vom sări de aspectul războiului până atunci. Dacă nu vom sări, s-ar putea să nu mai aibă cu ce se bată. Adică dacă ar fi un război Marte, Pământ Marte ar cădea sigur. Mai mică întrebare... Ne putem imagina scenariul în care o civilizație extraterestră peste 100 de ani, intrând în sistemul solar, n-ar avea niciun interes să înceapă direct cu Terra. Și ar vrea să ia contact cu Terra prin avantpostul marțian. Și poate ar avea contact cu o civilizație micuță, o societate totală, cum ai spus tu, Adrian, de doar 1000 de inși. Dar poate era 1000 de inși și ar intra pe subiectul acelor... Eu sunt convins... Și balanța s-a schimbat în... E o idee foarte frumoasă. Eu sunt absolut convins că atunci când o civilizație extraterestră, care, mult ciudat, n-a venit de 3 miliarde de ani de când există viață pe Pământ. De unde știm? De unde știm? Dacă ar veni... Dar de unde știm? Nu știm. Exact, dar dacă ar veni, ar scăpa rapid și de Marte și de... Nu neapărat cu intenții agresive. Da, da. Exact, da, nu ar vrea să zic. Nu ar zis cu intenții. E ca și cum încălcam noi într-un mușuroi. Exact. Mai era o întrebare. Asta cu războiul și ar mai fi... nu mai știu ce mai era mai. Dacă Marte poate fi considerat un punct de plecare să o luăm de la zero, dar deja... Nu, asta era foarte important. Adică... Am putea să resetăm societatea umană pe Marte. Da. Deși în cărțile mele arăt asta și dau un spoiler și la volumul 2 și la următorul volum 3, nu cred că Marte este acea cale de scăpare visată de Musk și visată de atâta lume. Dom'le, uite ce facem noi cu Pământul, e cazul să ne ducem în alte parte. Să s-afle o bază subterană sub Alpi sau sub Himalaya, sub 10.000 km de stâncă, izolată complet de restul Terei, e mult mai ieftin și mai ușor de făcut decât să primiți o întreagă populație, 20.000 de oameni pe Marte. Doi, deci aia ar rezista, dacă n-ar fi lovită în plin de un meteorit enorm, ar rezista, n-ar avea niciun stres. Doi, când, dacă ar fi un război nuclear pe Terra, cu toate armele care există astăzi, efectele
de radiație ar fi limitată la câteva luni, poate ani, dar nu 3 ani. Hiroshima, Nagasaki există foarte bine, dar și orașele astăzi, deși au fost bombardate nuclear. Efectele de radiație, mă refer. Am ieșit la suprafață după 3 ani, să zicem, noi a 20 de milioane de subalb și am găsit în continuare oxigen, ciclul de apă. Da, posibil să fie frig, posibil să fie o iarnă nucleară, iarăși e dezbătut chestia asta, dar există ecuator, există insule, există atâta spațiu, atâta zone care ar scăpa chiar și din război nuclear, încât am avut atâta abundență de animale și de pește și de alge și de ecosisteme care își revin, chiar și după Cernobâl. N-au o problemă. Integrează radiațiile, dar pe Marte, să nu uităm, e un iad al radiațiilor. Noi ne ducem pe Marte, e ca și cum am zice, domne, unde ai vrea să supraviețuiești? Aici unde am făcut noi teste nucleare 200 de ani? Sau aici pe Pământ, unde s-ar putea să se bubuie 3 săptămâni? Da, după 3 ani revii acolo. Și noi am zis, nu domne, ne ducem aici unde bubuie în continuu radiațiile nucleare. Că aici e într-adevăr șansa noastră a doua. Nu, Marte va fi o școală, de fapt. O școală e mult mai potrivit. Asta e cel mai curând. Dar să o concep ca o oază, ca o a doua șansă, din punctul meu de vedere, e o risipă colosală de resurs. Mai bine ți-ai face, într-adevăr, și aș insista că am avea nevoie de niște mega buncăre populate în permanență de oameni de știință și de cercetători și de exploratori care să existe acolo, să trăiască acolo, poate 6 luni, poate un an, poate 2 ani, și care să aibă capacitatea de a se închide ermetic în cazul unei, nu știu, vine aia asteroidul X sau dă Putin cu racheta către Marte, sau tam, da? Decât să ne visăm, stai că mă ajunge peste 50 de ani, nu aș vrea să fie asta acum. Și între timp să dedicăm cât mai multe resurse păstrării Pământului în parametrii care există. E mult mai important. Să nu uităm și cu asta închei, a venit un meteorit care a pulverizat peninsula Yucatan, a omorât dinozaurii, nu problem să dare semn. Noi suntem sub produsul acelui distrugeri colosale. Viața și-a continuat de drumul ei, bine mersi. Singura diferență în ecuația aia ar fi că noi, după acel impact uriaș, da, vom muri 99% dintre oameni, dar ies la suprafață niște persoane care au atmosferă, au scutul în continuare pentru radiație, e deja acolo. Ai apă, ai tot ce trebuie. E mai greu, dar nu e imposibil. Ok, acum aș vrea să vă întreb pe toți ca de încheiere, dar cu răspunsul cât de cât scurte, opinie personală, cam cât timp credeți că a luat de la fondarea primei colonii pe bune până la deschiderea primei biblioteci pe Marte și ce carte ați luat cu voi pe Marte să puneți în acea bibliotecă? Aș vrea să încep eu, că eu să fiu foarte scurt. Cred că o să avem prima bibliotecă pe Marte încă de la bun început. O să fie bibliotecă digitală inițial. Da, da, așa. Exact. Mă gândeam la una fizică, dar una fizică va veni în timp, pentru că oamenii, la un moment dat, nu o să aibă timp liber, că asta e chestie importantă. Primii colonii nu o să aibă timp liber aproape deloc. Pe stația spațială există în toate numerele reviste americane anul. Stația spațială e vis-a-vis, e ca și mai spus. Da, nu, ca romantism. Da, pe sigur. Una din cărțile de bază care trebuie să existe este un manual de survival. Nu știu dacă se aplică ce scrie manualele de survival pe Pământ. Aș vrea să-i ascult pe autorii înainte și pe și asta e. Pentru ca să ajungă la cărți, ar trebui să fie deja o colonie mare și oamenii să-și permită să aibă timp liber și să se gândească la părțile astea mai rafinate, să le zicem, ale vieții, la artă, la cultură. Cum se gândească doar la supraviețuire și la cum să rezolve o serie de probleme tehnice în continuu. Și ce carte aș lua eu pe Marte ar fi Cronicile Marțiene, de Ray Bradbury. Este un fel de anti-SF, că nu e aproape nimic în cartea aia științific sau corect, din punct de vedere științific. Dar e o carte care spune foarte mult despre natura umană. Și dacă plecăm pe Marte, ar trebui să ne luăm natura umană cu noi. Să ne transformăm în roboți sau direct în marțieni. Ca să continuim ideea lui Mihai,
cred că toate cărțile de science fiction scrise despre Marte ar putea fi un bun început, pentru că, de fapt, sunt simulări ale realității și ar putea oferi niște răspunsuri la situațiile care se vor întâmpla acolo. Noi avem această capacitate, să avem niște imaginație, unde putem să facem tot felul de simulări ale realității, de aia scriem science fiction, și în care încercăm noi să ne dăm așa seama. Am avea, practic, nu știu, o bază de unde am putea porni. Bineînțeles că asta, după aceste cărți, va veni și depresia, pentru că realitatea va fi mai crudă decât orice simulare romanțată la cum ar trebui să fie viața pe Marte. Eu cred că e mai degrabă vom cădea în depresie. Sunt mai pesimiste. Eu, având în vedere că vorbim de realitate, păi peste 10 ani, să zicem că pe un astfel de pereche de ochelari poți să stochezi, dacă nu întreaga bibliotecă de cunoștințe umane, o mare parte din ea, încăpea într-un stick care e atât de gros și, evident, vei putea citi pe ei sau pe lentile digitale absolut orice vrei. Și, da, nu mi-aș lua niciodată o singură carte pentru că mă oferesc să fiu om unei singure cărți. Am spus un bișeu, dar mi-e foarte greu să mă gândesc la cartea pe care aș lua acolo. Ar fi probabil o carte de istoria omenirii, ca să-mi aduc aminte de mă. Eu nu mă pricep la cărți și nu știu ce carte aș lua și nu vreau să spun ce am eu, ce citesc eu, simți, așa? Să sperăm că o să facă hardware-le mai bune pentru filme, știi? Să nu fie bombardat de radiații de pe lume. Asta e după aceea mea de nimic, vă dați seama ce nasol. Exact. Orice, toată lumea o să-și ia, nu știu, o să-și ia oamenii cărți cu ei, nu contează. Dar ce contează ce carte ție, nu? Să fie măcar una... Să nu aibă fotografii de pe pământ, ar fi ideea. Știi că acolo vezi un copac, mai vezi un lac, pe mai nu vezi decât praf. Ar fi deprimant, uite, vezi, ne potrivim aici. Ar fi deprimant să vezi poze pe pământ. Dau parte despre gătare? Dar voi ați rămas fixați pe treaba. Carte de economie. Exact la întrebarea asta a încercat să răspundă un stil, când povestea Ramparatul de pe Marte, dacă mai găsiți colecția de povestiri științifico-fantastice numărul 2, e o poveste cu puțină acțiune, dar e foarte romantică și este exact despre crearea unei biblioteci pe Marte. Sincer, nu cred că aș lua science fiction dacă mă duce pe Marte și mai ales science fiction despre Marte și oamenii pe Marte. Care e din asta război și pace? Ce mă duce de ăsta? Ok. Noi am cam terminat ce avem de discutat, deci dacă mai sunt întrebări... Tu ce carte ai luat pe Marte? Ghidul autostopistului Garanti. Vă mulțumesc că ați stat cu noi, Chică, și din milă de parte v-a plăcut. Vreau să le mulțumesc invitațiilor și să-mi cer scuze că au stat și au tăcut parte din timp. Scuze. Pare rău. No. Dacă v-a plăcut, poate mai facem și altă dată. Mulțumesc!